Vă salut cu prietenie! Numele meu este Gașpar și vă spun bun venit la primul curs de parenting online bazat pe cartea Copilul Invizibil. Suntem în cabinetul meu de psihoterapie, care pentru următoarele 6 săptămâni se va transforma într-un spațiu de studiu. Cei care ați mai trecut pe aici știți că în mod obișnuit el arată altfel, însă de această dată a fost adaptat pentru o activitate serioasă, așa cum este un curs de parenting. Ok, liniștiți-vă deoarece evident glumesc. Acesta fiind un alt fel de curs de parenting, unul în care miza nu este aceea de a face lucruri excepționale, sau cel puțin nu din perspectiva învățământului tradițional. Aici a face un lucru excepțional înseamnă a ne împăca cu propria persoană și a ne accepta povestea de viață. Astfel este o mare onoare și bucurie pentru mine să fim împreună și să vă însoțesc în călătoria spre ceea ce înseamnă o viață conștientă. Una în care zi de zi ne străduim să dăm dovadă de o conectare cât mai autentică cu noi înșine și cu oamenii importanți din viața noastră. Acesta este un curs pentru părinți, pentru viitorii părinți, dar și pentru adulții care au înțeles că parentingul nu este despre stabilirea de reguli, impunerea de restricții sau modificarea comportamentelor copilului. Din punctul meu de vedere, parentingul este despre conectare, este despre relaționare, despre vindecarea propriilor răni emoționale și pregătirea noastră psihologică pentru a însoți pe copiii noștri în călătoria devenirilor. Partea cea mai bună la un astfel de curs de parenting este că nu necesită să fiți la o anumită oră, într-un anumit loc. Nu e nevoie să lipsiți de la locul de muncă sau de lângă copilașii voștri în momente esențiale. Tot ceea ce aveți de făcut e că atunci când aveți un moment liber, și vă încurajez din tot sufletul să vă oferiți libertatea de a avea un astfel de moment, să vă așezați în fața calculatorului și să parcurgeți una dintre cele 6 lecții de viață. Mai mult decât atât, v-aș încuraja să participați împreună cu partenerul sau partenera. Împreună cu unul sau mai mulți prieteni, deoarece din propria experiență știu că un coleg de clasă este mereu o alegere foarte bună pentru a împărtăși cu cineva ceea ce am descoperit, ceea ce am învățat, ceea ce am integrat în propria viață. Până la sfârșitul cursului sunt ferm convins că veți avea o perspectivă cu totul și cu totul diferită despre ceea ce înseamnă parenting sau despre ceea ce noi, terapeuții relaționali, numim practicarea unui parentaj conștient. Așadar, vă invit să începem și să dăm startul călătoriei numite împăcarea cu noi înșine, bazându-ne pe cartea Copilul Invizibil.